N-are această retorică și nu țipă. Eu nu mai spun. După ziua asta, nu s-a bat nimeni jos de clubul ăsta. Și de suporteri. Iată. De ce încercați să duceți în eroare pe toată lumea? Că dacă nu se prăiește, am ajuns aici. Vai, mă, intră avocatul peste PSP-ului. Intră domnul Bodnea. Cum adică să mințim lumea, să mințim suporterii? Păi condițiile în care adevărul este altul. Noi suntem Clubul Sportiv al Armatei Steaua București. Noi suntem și cei care deținem palmaresul din 1947 până în 2003. FCSB-ul, așa cum am spus, nu are ce căuta în Ghencea până când nu ne dea datoria aceea pe care a fost stabilită. Domnule Talpan, și tot atâta, toată nu lumea, doamnă, bani, că trebuie să joace că-s bani publici. Uitați că-s vorbi aici, nu v-a jucat în Ghencea. Parcă sunteți la Mărășești. Să se respecte legea. Ce e într-o această datorie statului român? Cine-i Gigi Becali? El va amenință datorită lui, am numai probleme. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru binele dumneavoastră vă consumați foarte mult, domnule. Are momente în care seamănă cu Ieremia Grigorescu. Alin. De ce este nedrept ce se întâmplă? Faptul că niște judecători s-au prefăcut că nu cunosc prevederile legale acum două zile? Ce înseamnă lucrul ăsta? De ce se trage de timp? Păi asta ne întrebăm și noi, de ce nu se închide toată povestea aceasta, de aceea există instituții ale statului, abilitate să judece, inclusiv spreție de genul acesta. Nu suntem de rea credință. Clubul Sportiv al Armatei Steaua, vă spun, nu este de rea credință. Dar nu-l considerați, eu nu consider că e de rea credință. Nu vrea să plătească. Știți foarte bine, deci sunt lucruri foarte clare. Inclusiv domnul Dragomir a spus foarte clar, a ajutat FCSB-ul, ascultați acea emisiune, domnul Dragomir poate acum să iese să spună altceva? Deci nu poate așa eu ceva, aș vrea de ce să se schimbă? Am o curiozitate, domnule Talpan, vă rog tare mult dacă mă ajutați. Spuneați ceva mai devreme de datoria istorică pe care o are Gigi Becali pentru față de Steaua. Adică de cei 37 de milioane de euro vorbiți? Se plătească și de mâine vine și joacă, și joacă în Ghencea. E definitivă acea... Nu e definitivă. Încă nu este definitivă. El a fost notificat să plătească această datorie. Știți foarte bine, vom urma dosare, dar nu e nicio problemă. Nu va scăpa de lucrul acesta. Dar mă întreb și eu, oare în țara asta, așa cum s-a desfințat toată industria din România, așa încercăm să desfințăm și să dăm acest brand Steaua, brand uriaș Steaua București, să dăm și pe asta la un privat, să-l zăpățim și pe ăsta. Să-l dăm pe doi bani. Bun, pentru a juca fotbal în Liga 1, înțeleg, și pentru a merge în Europa, înțeleg că e nevoie de acea relaționare comercială cu un privat. Nu este adevărat. De ce trebuie să ne oblige Federația Română de Fotbal să ne asociem noi cu un privat? De ce să dăm brandul ăsta ureșului privat? Cine vrea să vină să investească la Steaua, să vină să fie sponsor, dar nu are ce să aibă putere de decizie aici. Nu va avea niciodată. Acum mă speriați, domnule Talpan, vorbiți atât de tare. O să vi se facă rău, iertați-mă. Haideți să ne mai așezăm puțin. Nu se mai poate, toată lumea, că trebuie să ne asociem. Nu ne asociem cu nimic. Noi suntem Steaua București și mergem așa în continuare. Steaua București. Să jucați numai, domnul Talpan, o să jucați numai în Liga 2? Nu, vom promova în Liga 1. Dacă ne terminăm pe locul 1, vreau să văd domnul Burleanu că ne interzice lucrul ăsta. Păi nu, domnul Burleanu, UEFA vă interzice. Legea sportului vă interzice. Toți oamenii care, nu știu, nu vreau să-l jignesc, dar datorită lui s-a ajuns aici. Din cap. Cine pe care profită de pe urma acestui brand cu ajutorul Federației Române de Fotbal. Eu am notificat Federația. Trebuia să dispună măsuri în 2018. Se retrogradeze în Liga 4. Mai înainte a spus că într-a 5-a. Hotărâți-vă. Haide, Alin, este o chestiune. Nu contează.